Frați și surori, mulțumim Domnului pentru ziua aceasta, petrecută în prezența Domnului pentru timpul acesta care Domnul ni l-a dăruit. Îi mulțumim Lui pentru toate lucrurile binecuvântate să fie în numele Lui. Vreau să citesc un cuvânt al Domnului care găsim scris în Cartea Faptele apostului, la capitolul 9, versetul 36 în jos. Aici este titlul Învierea Tabitei. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus, fiindcă Lida este aproape de Iope. Ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, a trimis doi oameni la el să roage, nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaie de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea dor ca pe când erau cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus o vie, înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăgar numit Simon Amin. Vreau să vă rog să ocupați locurile. Meditam de dimineață la bunătatea lui Dumnezeu și la îndurarea lui care el și în fiecare zi. Câteodată noi ne raportăm bine, câteodată ne raportăm mai puțin bine la bunătatea lui Dumnezeu. Câteodată suntem triști, câteodată suntem apăsați, câteodată auzim câte o veste care nu ne place, câteodată câte o veste bună. Și poate mintea noastră aleargă la Domnul și recunoaște bunătatea Lui Dumnezeu. Însă scripturile, cuvântul Domnului ne învață că noi întotdeauna trebuie să ne ducem cu mintea noastră, cu gândurile noastre, la bunătatea lui Dumnezeu. Și de dimineață, după cum noi ne întâlnim unii cu alții și ne mai dăm o bună dimineața sau un pacea Domnului, ne salutăm, schimbăm două vorbe între noi. Cred că mai mult că atât merită Domnul să Îl salutăm de dimineață cu rugăciune, cu mulțumire cu recunoștință și totodată să-i mulțumim că bunătatea lui Dumnezeu s-a înnoit față de noi, binecuvântat să fie Domnul Amin. De aceea noi suntem în locul acesta, într-un loc de pregătire, într-un loc în care Dumnezeu ne vorbește și eram atent la ceea ce vorbea Domnul prin Duhul Sfânt, că Domnul ne-a vorbit, ne-a adus mesaj în mijlocul nostru și vreau să vă spun diferit de noi, că noi de cele mai multe ori vorbim unii cu alții și poate vorbirea noastră nu e atât de înțeleaptă, nu e atât de conturată, nu e atât de precisă în ceea ce noi discutăm. N-avem poate țeluri, n-avem scopuri bine precise după Scripturi, Vreau să vă spun, Dumnezeu când își deschide gura, El nu deschide la voia întâmplării. Dumnezeu deschide gura și poporului trebuie să ia aminte. Doamne, ajută-ne! Doamne, binecuvintează-ne! Poate ați fost atenți la mesajele care Domnul le-a dat zilele trecute și eu personal vreau să vă spun, m-am cercetat în urma mesajului care avea fratele Nelu Brie în mijlocul nostru, fratele Virgil Neagu care a avut un mesaj în mijlocul nostru, Poate am mai zâmbit, poate am fost mai curioși, poate am auzit lucruri mai deosebite, cel puțin una din predici vineri seara, dacă ați fost atent și dacă ați fost la biserică, vorbea fratele Nelubrie despre firea pământească, un mesaj foarte, foarte bine expus, foarte bine adus înaintea noastră pe înțelesul nostru. Și m-am gândit, o trecut timpul, trece ziua, trece săptămâna, vedeți, intrăm în anumite lupte, în anumite frământări, printre altele avea fratele Nelu un mesaj că este o zi a pustirii, este o zi când Dumnezeu ți se va părea că se va îndrepta de la tine, se va da deoparte de la tine. Însă vreau să vă spun, dacă noi îl vom iubi pe Dumnezeu necondiționat, dacă noi ne vom lupta să trăim cu Dumnezeu în fiecare zi, și în ziua aceea Dumnezeu nu te va lăsa. El a pregătit mijlocul la încercarea pe care tu ai intrat, pe care eu am intrat, să ieșim din ea. Că spunea 1 Corinten, capitolul 10, versetul 13, că nu ne-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și ca să o puteți răbda. Lăudați să fie Domnul! Glorie lui Dumnezeu! Un om care îl iubește pe Dumnezeu, are o viață ancorată în Hristos, el face voia lui Dumnezeu și Dumnezeu orice chip, cu orice chip nu-l va lăsa. Chiar dacă te va îngădui, chiar dacă te va trece Dumnezeu prin anumite încercări, Domnul va fi cu tine și va fi cu noi. Amin. Este un pasaj, este un cuvânt care de câteva zile tot mă macină în mintea mea. Dumnezeu personal mi-a vorbit câteva lucruri frumoase din acest text, în acest cuvânt al lui Dumnezeu care e foarte bogat. Foarte bogat în învățătură, foarte bogat în semne de întrebare. Unul din semne de întrebare că m-am pus când am citit textul acesta și m-am frământat cu mintea la el. De ce doar și pe Lazar când l-a înviat Domnul din morți nu s-a mai spus nimic despre el? Până înainte de a-l învia Domnul de Morți, s-a mai vorbit ceva despre Lază, că era prietenul Domnului, că Domnul mergea la el, că acolo aveau părtășie, s-au povestit câteva lucruri despre el. Dar după ce l-a învia Domnul de Morți, nu se mai spune nimic despre el. Despre tabita, tot la fel vedem. Văduvele aduce înaintea lui Petru și spune, uite hainele, uite lucrurile frumoase care le a făcut tabita în timpul vieții ei. După ce Domnul învie pe Tabita, m-aș fi așteptat să mai fi scris un capitol, că tare eram curios, eram interesant să văd, Tabita, să mai merită să mai trăiești, să mai merită să mai continui să slujești pe Dumnezeu, să mai merită. Sau poate spui ca Samuel odinioară, când s-a dus Saul să-l trezească din uh, somnul lui veșnic, Samuel. Se duce Saul prin vrăjitori, prin vrăjitoare să scoale de morți și îi zice zice lui lui Saul Samuel. Pentru ce mai deranjat din somnul meu, din odihna mea? Eu vreau să vă spun, dacă ar fi să trecem dincolo o clipă, dincolo să trecem o clipă, poate cei mai mulți dintre noi n-am vrea să mai trăim aici pe pământ însă viața aceasta e lăsată de Dumnezeu în felul acesta și condusă de Scriptură, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în așa fel încât noi putem, avem lucrurile necesare să mergem înainte. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. De ce a înviat-o Domnul pe O întrebare și de aici ar vrea să pornesc cu câteva gânduri, stați liniștiți că nu predic un ceas, era un frate odată s să ridicat și avea vreo oră și jumătate la dispoziție, Sunt o întors spre păstor și zice, frate păstor, eu îți spun o oră și jumătate, nici de cum că nu predic. Dar zice păstorul, tu stai liniștit, vreo 20 minute ai, doar atâta, că este alte lucruri de, de făcut în program. Așa că vă spun, stați liniștiți, este un ceas fără 5 minute, cel puțin ceasul ăsta care stă în fața mea, îl văd. Vreau să vă aduc câteva gânduri și am vrea să ne îmbărbătăm prin acest cuvânt al lui Dumnezeu. De ce a viat o Domnul pe Știți că în lumea aceasta, în viața aceasta de zi cu zi, noi facem foarte multe fapte. Ori facem fapte bune, ori facem fapte rele și vreau să vă spun că când noi nu facem nimic, ale sunt fapte nu bune, să știți. Domnul nu le trece acolo, mă, măcar dacă Petru nu o spart un geam, nu o spart capul cu Eva, o sta liniștit acolo, hai să-i trec ca faptă bună. Ai nu-i faptă bună. Ai, nu ți-o trece, Domnul, ca faptă bună. să o trece acolo ca lenevie. Ai lenevit în ziua asta, ai lenevit. Ai lenevit în ziua ailantă, în săptămână ai lenevit. Aia nu se trece la fapte bune. Însă vreau să vă spun că viața noastră, viața noastră, ori facem bine, ori facem rău, dar noi facem ceva. Și câteodată m-am gândit să vă citesc psalmul, pare, poate care... Să vă, așa să vă aduc în, la cunoștința voastră să vă aduc câteva lucruri frumoase, că Domnul știe toate lucrurile despre noi. Psalmistul spune așa, în salmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, că și nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Și spune omului Dumnezeu, unde mă voi duce eu să mă ascund de fața ta? Viața ta, viața mea, este așa de cunoscută înaintea lui Dumnezeu, nu știu dacă vi s-a întâmplat, am mărturisit și mai mărturisim că bune lucrările mărturisite. Eram anul trecut, dacă nu greșesc, în sora Mariana cu fratele Aurel, eram într-o seară de rugăciune aici și steam în partea elantă, în partea acolo să fratele Dorel, în partea asta și am venit la adunare așa de frământat și sora Mariana avea câteva lucrări pentru câteva surori și câțiva frați. Și în mintea mea au venit un gând așa, am spus, Doamne, nu vreau să te ispitesc, spun și Tu îmi cunoști inima mea, nu vreau să te ispitesc. Dar am și eu trei cauze, care pare mi se pare una mai mare decât alta. Și am nominat eu am zis, unu, doi și trei. Când s-o termina lucrarea, a venit sora Mariana aproape de mine, tu, bărbatule lucrător, așa ai spus, unu, 2, 3. mi au spus exact ce am gândit, n-am vorbit cu nimeni. Vreau să vă spun dincolo de împlinirea lucrării, că Dumnezeu își ține cuvântul lui, am plecat din locul acesta plin de încredere și plin de bucurie. A zis, Doamne, nici n-am apucat să termin de gândit și Tu mi-ai cunoscut gândurile mele, Tu mi-ai cunoscut faptele mele. Glorie lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Și așa vrem ca Domnul să lucreze în mijlocul nostru, binecuvântat să fie El. De aceea, în seara aceasta, Domnul o deschis acest cuvânt și așa tema noastră este Belșugul dărniciei, și Tabita este una dintre acelea care merită povestit și vorbit despre ea. Domnul să fie lăudat. Amin. Domnul a înviat-o pe Tabita în contextul acesta, în cetatea aceasta eu pe Tabita a murit și mai nimeni nu știa despre ea în afară de văduvile care erau în preajma ei. De ceea care i au putut, așa în limita posibilităților, să le facă o mulțime de fapte, o mulțime de bine. Și Dumnezeu, parcă în seara aceasta văd că ia istoria și o dă înapoi, o derulează înapoi. De aceea m-am gândit eu că altele fapte nu au mai fost scrise despre Tabita, dar deși cred că Tabita și-o continua lucrarea de sfințire, de pocăință, de dărnicie, până când Domnul a luat o luat din nou și-o luat-o pentru totdeauna acasă. Dumnezeu derulează înapoi și dă tabloul acesta înapoi, înviind-o pe Tabita ca să arăte în seara aceasta adevăratul ucenic sau adevărata ucenică, ce calități ar trebui să aibă? Adevăratul ucenic, adevărata ucenică trebuie să aibă câteva calități, frați și surori. Și Domnul, în seara aceasta, am pus în demn pe inimă să spun câteva calități care le avea sora noastră Tabita. Dumnezeu îi place să laude cu noi. Zilele acestea am auzit o mărturie și nu o să-mi permis să spun mai mult, Domnul a dat o vedenie la o soră, asta e vorba de zilele acestea. Era un suflet întins pe o masă, se făcea că era ca mort, spunea sora în vedenie. Și domnul stătea de partea cealaltă la masă, nu spunea nimic, stătea în picioare în fața la sufletul ăsta, persoana asta care era întins pe masă. De parte cealaltă s-o prezenta satana cu o grămadă de apâră, cu o grămadă de ură, că asta e lucrarea lui. Și-a spus, cu orice echip eu vreau sufletul ăsta. Cu orice chip vreau sufletul ăsta. Și Domnul a făcut un pic de tăcere și la un moment dat spune nu ți-l voi da. Ei mai dau o șansă. Hallelujah. Sora nu știu despre sufletul ăsta și o intrat în poșă în rugăciune și sufletul a intrat într-o mare încercare. Frații și surori, Dumnezeu ne cheamă mai întâi și mai întâi de toate să avem o relație personală cu Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu. A fi ucenicul lui Dumnezeu, mai întâi de toate, tu trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Când tu iubești pe Dumnezeu, când ai dragoste de, de Dumnezeu, foarte ușor Domnul te poate pune în orice loc în trupul Lui să aduci rod să slujești pe Dumnezeu, să faci lucrarea lui Dumnezeu, oriunde Domnul te-ar pune. Atât de mult îmi place și cred lucrul acesta, că Tabita o iubit foarte mult pe Domnul. Auzi, ucenicii, când au auzit lucrul acesta, de aceea ni se arată aici că era, cred că, o comunitate mică, o bisericuță mică, erau ucenicii, când au auzit lucrul acesta, a trimis după Petru fiindcă Lida era aproape la eu pe ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, a trimis doi oameni la el să-l roage, nu pregeta să vii până la noi. Și a mai notat un lucru foarte important. Vedeți aici, nu, nu am găsit scris că ucenicii sau văduvele în mod deosebit poate fi rugat pe Petru să roage, să o învieze de morți. Dar atâta de mult o insistat să fie Petru până acolo. Că în încercările noastre, în problemele noastre, e foarte important să ai un om duhovnicesc, să ai un om care stă în picioare înainte al Dumnezeu, să ai un om care știe că Dumnezeu îl folosește. Atât de mult îmi place să cred lucrul acesta că ucenica aceasta, Tabita, nu predica, aici ne arată că nu predica, nu prorocea, ea nu era conducător de biserică, dar era ucenica Domnului Iisus Hristos. Ea îl iubea pe Dumnezeu și pentru că iubea pe Dumnezeu, iubea pe frații ei, pe surorile ei. Iubea pe cei care Dumnezeu i-a pus mai mare peste ea. Și ca atare de aceea, imediat în încercarea aceasta sau în necazul acesta, s au acumulat, așa parcă văd că albinile alea care se adună înapoi la stup seara. s au adunat imediat în preajma tabitei, hai să facem ceva pentru ea. Nu știu care dintre voi m-am gândit, vedeți, am auzit zilele acestea multe vești mame, 15 copii, 14 copii, 40 ceva de ani, au murit, au murit. Au murit, au rămas o casă de copii. Tați care au murit, au rămas o casă de copii. Tineri care gata erau de căsătorie, au murit în accidente, în probleme, au murit. M-am gândit, -o, nu mai este nimeni ce să învieză. Nu le mai trece la nimeni prin minte, prin cap, să facem o rugăciune de felul acest. Vedeți, Diavolul ne duce într-o stare de frică, într-o stare de necredință, ne duce într-o stare așa de apăsare, într-o stare de marginalizare, dacă te poate tot mai departe să te ducă de Domn. Noi, frați și surori, cei care avem darul lui Dumnezeu, avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, avem Cuvântul lui Dumnezeu, eu vreau să vă spun, nu spre îndrăzneț să spun vorba aceasta, dar când noi trecem printr-o încercare, printr-un necaz, să știi că Domnul nu se supără, nu-L ispitești să-L întrebi de ce trec prin încercarea aceasta. Dacă Domnul binevoiește să-ți răspundă, să răspunde. Și tu pleci capul în jos și duci încercarea mai departe. Dacă Domnul nu vrea să-ți răspundă, tu pleci capul în jos și duci încercarea mai departe. Știi că Domnul are toate lucrurile în mâinile Lui. Ucenica aceasta iubea pe Dumnezeu. Ucenica aceasta făcea foarte multe fapte. El iubea pe Dumnezeu. Și ăsta e un lucru foarte important ce cere Dumnezeu de la voi și de la noi. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Nu știu dacă ați observat. Când găsești câte un suflet așa plin de râvnă, de dragoste, de pasiune pentru Domnul, ce ușor e de înduplecat. Ce faci, frate? Și mai el primul lucru spune, dăm slavă Domnul, o -te, bine, slavă Domnul, Domnul, o binecuvântat, am pace, am liniște, este de muncă, mă, mare Domnul. ai mai văzut-o și pe ailantă, care? Uite ce predică bună, uite ce cuvânt bun. Ai, ce faini. Mai zice, vrei să mergi cu mine să facem o faptă? Păi de asta, așteptam azi lucrul ăsta. Dacă înveți câte una așa, cascat, și îl vezi cu mintea împrăștiată pe Facebook. El o văzut nu știu cu tremure, ce uragane, el nu știu ce o mai văzut vești, că iar vine criza, că iar asta și dai să stai de vorbă cu el și el iar e plecat. El e cu tine acolo, trupul, dar mintea lui e departe, e departe. Atât îmi place de Tabitan. Eu cred că nu avea mașină pe vremea aia, nici nu dacă avea măgar, nu avea nici telefon, dar ea spune Biblia, cuvântul Lui Dumnezeu, că ea făcea o, o grămadă de fapte bune, o mulțime de fapte bune, printre altele cu sea și haine. Eu nu știu, ar, ar vrea să pun oare pe tinere mâna sus, cine o văzut că bunica cum face ciorape și șosetele de lână. Ciorap de lână, șosete de lână. Mai este cineva aici care o mai văzut? Sigur? Lasă că la urmă te întreb să văd dacă... Poate faci cu un cu altceva, de la desene animate. Mi-aduc aminte că lua bunica șoseta cu ea, termina un pic de lucru, iar croșeta la ea acolo cu lână. Hai, dar lână aia era o procedură spălată, scarmanată, nu mă știu să vă spun așa chiar în românește, dar vă spun mai pe șoldovenește. Și era pus acolo, țin minte, fusul ăla o torcea, făcea un ghem, noi îl mai rupeam când mergeam pe la ea. Câteodată îmi părea bucuros de noi când ne duceam. Și aduna acolo, și strângea și îmi pune o întrebare în ziua de astăzi, domnule, te-ai dus, ai aruncat cu banul, ți-ai luat o sacoș de șosete, la revedere, nici nu mai mulțumești la nimeni, nici nu te doar că a făcut, cum s au făcut, întrebi copiii noștri cum se face o haină, de ce e făcută haina, o să întrebi ca un copil când o venit și o mânca lapte, zice, când o văd că îl la vacă, zice, nu, noi nu mâncăm lapte de Ăsta e un lapte straniu, noi mâncăm lapte de la cumpărat de la magazin, care îl dă direct magazin. Nu, dar asta vine la vacă. Nu! Și-o stat frățiorul nostru până eu predica mult și bine să-i spună că laptele e de la vacă, de la vacă. Nu! Că lapte îl face în fabrică cineva. Nu, nu e adevărat. Că dacă e de la vacă, el nu mai mănâncă niciodată la vacă lapte. Da, asta e. Și stau și mă gândesc la lucrul acesta în mod deosebit, la Tabita, făcea o mulțime de fapt. Că m-am gândit la un alt lucru și foarte important, noi trebuie să avem o legătură, să avem unitate între noi. Dacă noi, într-adevăr, suntem ucenicii Domnului, noi trebuie să avem o legătură, o unitate desăvârșită între noi. Domnul are nevoie de ucenici la tineri, la copii. O să vedeți. Cum copiii, așa la unii le mai vine cu o idee nu tare bună și vă câțiva să iau după el, știi că sunt copii care le vin și idei bune și copiii să iau după ei? Ați văzut, grupa de tineri, eu cred că și surorile, eu cam îndemnat și surorile și mamele. Dar, mă, scuteți, poate cânta frumos. Tare frumos a cântat. Hai să rostim. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Să poate, cum să nu? Să încurajăm copiii să facă fapte și lucruri bune. Tabita, ea știa despre cine n-avea o haină, știa despre cine n-are un lucru în casă. Cum făcea ea? O să o întrebăm odată. Dar ea știa foarte bine despre problemele din comunitate. Știa foarte bine din problemele din biserica în care Dumnezeu o a așezat. Într-o zi, Domnul nu-ți va cere socoteala de biserica de la Romă. Nu. Le va cere socoteala la frații de acolo. Nu-ți va cere socoteala de biserica din America, din Australia sau din Austria sau din România. Nu. Domnul îți va cere socoteala de biserica în care te-ai născut, în biserica în care ai crescut, în biserica în care ai slujit, cum ai slujit, ce ai slujit. Și mă gândeam la lucrul acesta în mod deosebit, haideți să comunicăm între noi. Haideți să vorbim între noi. Cineva zile acestea tare, supărat și amărât așa pe mine, nu, că nu m-ai sunat, că nu ai venit, că nu m-ai ajutat. M-am întristat și am spus, nu spun cu răutate lucrul ăsta. Dar m sunat? O dat frații de la Wind o grămadă de minute, gratis. Ai gratis, să le plătim și pe alea, într-un fel sau în altul. Ți-a fost greu să pui mâna pe telefon, un mesaj, uite, am o problemă, am o frământare. Cineva mi-a să un mesaj pe la 11, zice, numai decât dacă poți să te rogi cu mine. Tare mi-a plăcut lucrul ăsta, nu mă deranja deloc. Mă deranjați de unii care vorbesc așa lucruri și altele și mesaje pe la 12, 1 de noapte care îți departe de voia lui Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu. Și glume și imagine și așa mai departe. Dar vreau să spun că ai o problemă, când ai o frământare. Unde ești tu? Tabita era în comunitatea asta în care o cunoșteau vădule foarte bine. O cunoșteau ucenici, o cunoșteau cei din, din, din preajma ei, o cunoșteau foarte bine. Pe ea și ea, la rândul ei, cunoștea pe cei din jur. Și uite că s-a întâmplat lucrul acesta ca Dumnezeu să îngăduie ca Tabita să treacă la cele veșnice. Nu știu dacă ați observat voi, când trecem printr-o încercare sau un necaz, sau mai auzim noi așa, uite, se căsătorește cu tare, cu tare. Care? acue e cine -i? Parcă atunci ne căscăm un pic urechile. A, dar ce? O pățit e la spital. Dar cinei, care -i, cum -i? Nu mai spun când trecem prin cercări osebi de mari și grele și atunci iar parcă ne interesăm mult mai mult. Și am observat un lucru, eu cred aici că surorile astea au fost tare pocăite, nu au fost ca cei mai mulți dintre noi fățarnici spune aici cuvântul lui Dumnezeu, după ce l o chemat pe Petru și l-a dus în odaie de sus, unde era trupul lui Tabita neînsuflețit, ele stăteau și l-au încojurat pe Petru cu cămașele în mână. Stăteau fiecare, parcă le văd, cu cămașele în mână. Frate Petru, ea este femeia care ne-a cusut cămașele astea, este femeia care pentru noi a fost un lider foarte puternic, un lider spiritual, un lider duovnicesc, un lider pământesc. Ea ne-a ajutat să tea fiecare cu cămașul început, fiecare să-i spună lui Petru faptele bune care le au făcut Abit. Aș vrea să vă spun ceva în seara aceasta. Vorbește pe fratele tău cât îi înviați, spune o vorbă bună, nu să mândrești, tai și nu să mândrești. Spune la mama ta cât de frumoasă ești, spune la mama ta cât de bun ai fost cu mine, spune la mama ta un brățișar, dă-i un braț de flori acum, nu-i duce când e moartă, ai pusă pe laiț. Vai, mămica mea, o oh, ce bună a fost mămica mea, cum a făcut mămica mea colațiunea, a, cum a îmbracat, așa mai departe. Nu! Acum, acum spune la mămica ta, te iubesc. Spune la mămica ta, spune la tăticul tău, te iubesc tăticul meu. Acum noi cât mai avem părinți, haideți acum să-i prețuim, haideți acum să vorbim despre faptele bune care le-au făcut, mai sună un pic, mai fă o leagă de timp cu ei. Știu că ei mai povestesc de găini, că iar sunt bolnăvit, iar au venit gripa aviar, dar tot stai de vorbă la cu ei, ascultă acolo, că și ei vrea să spună cu Eva și nu are cui să-i spună. Nu, când au murit, a murit, aș mai da mult să mai am pe mama în viață. Aș mai da mult să-l mai am pe fratele, să-l mai am pe, pe sora, să mai am pe cutare. Cam așa suntem noi. Mie îmi place atât de mult că surorile astea nu au fost fățari la capitolul ăsta. Că bine spunea cineva, băi, am fost la mormântare și când am văzut că plângeau frații și surorile, zice, eu îi cunoșteam foarte bine. Bă, așa de fățari îi țăpau și iau să plângă, că nici nu le-o măcar măcară plânsul. Băi, cât o fost în viață, știu că s-o înjurat, s -au bătut, i certat, s-o certat de la pământ, s-o dus pe judecată. Și acum că era mortul pe elaiță, dragă doamne, s-o uitat unul la altul și spărea că nu-l plânge nimeni. Și s au apucat să-l plângă. Tu știi că sunt și plânsuri fățarnice, sunt și laude de astea fățarnice. Vai, ce bun au fost fratele, ce bun au fost sora când, a, când era în viață, Doamne. Dar ai dus și ai spus o vorbă când era în viață. Din încurajare, din bărbătare. A, dar ce lucrări mari trebuie să facem noi? Noi trebuie să facem coborând foc din cer ca cineva să ne pune pe Facebook, să ne cunoască frații și apoi mai au apreciere pe aici, pe acolo, dar trebuie să treacă roată, roată, să nu vie la noi. Haide să ne apreciem, haide să ne vorbim de bine. Vreau să vă spun un lucru. Tabita, eu cred că era o femeie care vorbea de bine. Eu cred că Tabita era o femeie care vorbea de bine. Știi de ce vreau să vă spun? Nu puteți să credeți lucrul acesta că nu mai ea făcea cămaș acolo. Sau nu mai ea făcea fapte bune. Dar de asta am spus că Dumnezeu ridică câte un lider și liderul acesta îi deschide mintea, îi deschide ochii, un ucenic deosebit sau o ucenică deosebită care la rândul ei atrage pe altele. Ce n-ați văzut în lumea noastră, în vremea noastră, cât este de treabă și de muncă, copii, școală și așa mai departe, dar sunt surori care n-au nimic de făcut. Să plictisesc. De asta umblă pe Facebook, pe internet, de asta duce câte o bârfă de aici, colo. Da, mai sunt și frați. Interesant lucru. Nu se găsește un lider care să ia inițiativa, și păi suntem doi, suntem trei, da, hai să ținem o zi de post, hai să ne rugăm. Hai să aducem o mijlocire. Tu ai băieți mai mari, eu i mai mici. Hai să ne rugăm pentru a acum. Hai să ne rugăm pentru casele noastre. Hai să facem ceva bun. Poate știi pe cineva din preajma ta, din familia ta, din rudinea ta, că trece prin vreo încercare. Uite, eu sunt gata, am pus ceva deoparte și vreau să ajut. Avem noi pus ceva deoparte să ajutăm? Că un alt lucru și foarte important este că Tabita nu era ca cei mai mulți dintre noi cântare, eu n-am ce să da. Vă, ne vă place? Parcă-mi vine să o cântăm, măcar într Doamne, eu n-am ce să da, eu n-am ce să da. Tabita, știi ce făcea? Făcea tot posibil să pui ceva deoparte pentru cei care sunt în suferință, care sunt săraci, care sunt în probleme și ea totdeauna punea ceva deoparte. Și când venea cineva la ea, el nu spunea, o, oh, dragu bunici, dacă aș fi avut, așa ți-aș fi dat, ei, du-te, merge în pace și Dumnezeu să fie cu tine. N-ai încălzit cu nimic pe cel care îi spui așa. Ea din totdeauna, din totdeauna, punea câte ceva deoparte pentru Domnul, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să gândim în felul acesta, noi trebuie să punem câte ceva deoparte pentru Domnul. Nu știu voi cum vă gândiți, dar trebuie să vă spun lucrul acesta. Când vine marța, acum excludem frații care lucrează în schimburi și cei care sunt bolnavi, Dacă când vine marța, mie îmi sfârie călcăile de dimineață. Mă mai sună câte cineva, mai ales cei din afară care nu știu despre contextul nostru, auzi Petru, da, de seară, vezi că avem o întâlnire la șapte, vedem, vedem acolo, nu pot să vin. Dar cum? Păi eu merg la biserică la șapte, marța, joia, cei mai mulți mă știu, sau cu cine lucrez, știu că marța, joia, e adunare, eu zis sfântă, care am pus-o deoparte pentru Domn. Nu vii la adunare, dar ce -i azi, marți? E adunare, mai grabă n-auzeam vestea asta. E de făcut o faptă, dar ce faptă? Ia, oh, mai degrabă nu auzeam mai grabă nu știam lucrul ăsta. Dacă îl iubești pe Dumnezeu din timp, din vreme, pui lucrurile deoparte și când vine ziua când Domnul vrea să folosească de tine, Domnul prin tine opus resurse de o pus resurse deoparte și Domnul își face o lucrare de slavă, glorie lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul, amin. De aceea vreau să vă, să vă îndemn, să ne îndemnăm unii pe alții. Haideți să ne apropiem de Domnul. Haideți să acumulăm lucruri bune în viața noastră. Haideți să punem deoparte pentru Domnul un timp. Din banii noștri, din lucrurile noastre, punem deoparte. Că într-o zi Dumnezeu se va folosi de tine. Știți ce mă gândesc de multe ori la cei care au daruri. Și nu numai la cei care au daruri din partea Domnului, darurile Duhului Sfânt. Dar vreau să vă spun ceva. Dacă Domnul seara asta ți-a dat un dar de cântare și vine Duhul Sfânt la mintea ta și spune, cânt o cântare. Știi primul gând care e la tine? Sau adun îndemn, sau Domnul vrea să folosească pe linia prorocia, a cunoștință. Știi care e primul gând la noi? Vă spun din experiența slujirii a lucrării. Ce am făcut azi? Azi m-am certat cu fratele. Nu-s pregătit, frate, nu poți cânt. Mă gândesc în săptămâna asta, ispitit, numai căderi, mă prins diavolul într-un fel, în altul. Nu pot, Doamne, pune pe altul. Un ucenic adevărat este un ucenic care se pune zi și noapte la dispoziția lui Dumnezeu. Sunt de acord cu lucrul ăsta că avem slăbiciuni, toți greșim în multe feluri, greșim în multe feluri. Vorba fratelui Iulian spunea, păi nu Putem noi să greșim cu permisiunea că Domnul ne iartă? Sau, frațul, na, e har, trăim în har și acum dacă greșim și dacă mai vreți să greșiți, nu e problemă că doră Domnul și așa ne iartă. Știu că sunt mecanici mulți aici în zonă, dar nu cred că dați cu mașina în gard din cauza că sunt mecanici, nu? Sau facem accident, că sunt mecanici, da, așa, așa sunt și ăștia trebuie să lucrez, să mănânce o bucată de pâine. Nu e asta, nu e asta gândirea bună. Noi trebuie să ne păstrăm curat, noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și noi întotdeauna trebuie să slujim pe Dumnezeu, așa cum cere El să-L slujim. Binecuvântat să fie Domnul, amin. Un alt lucru și vreau să mă apropii de încheiere. Tabita, printre altele, Domnul i-a dat un, un, un dar, cei mai mulți dintre noi nu cred că acceptăm. Uite, îmi pare rău, dar știam, aveam câteva aici acasă m-aș fi dus la ușa bisericii și atât la frați cât la surori. Nu să vă dau aici să vă înțăpați unei pe alții. nu asta vreau să spun, nu. O vine Domnul la Tabita și i-a dat un ac. Cei mai mulți dintre noi, de ce, Doamne, da eu un ac, eu așa, mă vezi pe mine de un ac? Nu e la Tabita, Tabita, îți îngredițez o slujbă și Tabita care iubea pe Domnul, și Tabita care iubea pe frați, iubea comunitatea, zice, Doamne, care e slujba? Și îți dau un ac. Ei, na, cu acu ăștia nu se mă vadă pe Facebook, că dacă avem, ce știu o altă slujbă, cântam, recitam, predicam, asta, mă vedeau, frații, că mă puneau pe asta și mă mai vedeau. Eu cu acu meu, știi să fac cu acu? Bine ar fi, la unii dintre frații aș da ac, că mai sunt pe la noi care mai țăpesc în adunare, măcar să mai înțepe pe frate sau pe soră, dacă a să o mai înțepe. Sau la, la, unii care butonează telefonul în adunare, să-i mai înțepe cu acu, așa. Băi, este în adunare, să-i Și asta ar fi o slujbă bună, nu era. Asta îmi bun. Dar Domnul vine la Tabita și i-a dat un ac. Tabita, un ac îți dau ție. Și ce-ți fac cu acul ăsta? În vreme, în scurgerea vremii, îți voi arăta ce să faci cu acul. Că noi cam așa suntem noi. Păi noi vrem un dar de la Domnul. Doamne, eu vreau un dar. Și darul ăsta, ce zici așa? Dacă îmi dai un dar de cântare, cam în două, trei luni pot scot un sidiu? Și Domnul spune, nu, nu scoți niciun sidiu tu. O să scot eu firea din tine. Și dacă îmi dai așa un dar de predică, ce zici, peste o jumătate de ani, o să mă postu din Australia, în America și pe partea lantă. Nu! Nu-ți dau un dar de predică pentru asta. Te trimbă la vișoara, că n avem slujitori și lucrători acolo. Apoi să mai ducă alți acolo. Și dacă îți dau un dar de poezie, și dacă, și dacă îți dau un dar, noi cam așa suntem. Și cu acul ăsta ce să fac? Și cu lucrarea asta ce să fac? Că foarte mulți au o lucrare din partea lui Dumnezeu. Un început Dumnezeu o lucrare frumoasă cu ei și lucrarea lor nu a mai dăinuit, nu mai continuat, nu mai mers. Nu-i de glumă cu lucrarea lui Dumnezeu, nu-i de glumă. Darul care ți-l-a dat Dumnezeu este foarte de folos aproape lui tău. Darul care ți-l-a dat Dumnezeu. Ți-o da Domnul să spui o vorbă de îmbărbătare. Pune-te la dispoziția Domnului și spune, soră, frate, Domnul bine cu vinteze. și mă rog pentru tine săptămâna asta nu îi spui, e imediat, mi da, ce să-i dau, eu n-am, eu nu sunt milionar, apoi eu n-am, eu nici pentru mine n-am. Nu. Eu dat domnul o Tabita Unac și a făcut o lucrare extraordinar de mare, toți cei din Iopie o știau și o cunoșteau și în ziua aceasta Dumnezeu o vrut să o cunoaștem și noi de la Manzi. După vremuri și vremuri, peste 2000 de ani, o vrut să o cunoaștem și noi la Manse, că Dumnezeu dă un dar cu Eva, dă o lucrare cu Eva, Dumnezeu din cer veghează și ca atare vrea să arăte și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune, că Dumnezeu le cunoaște pe toate. Ca atare mă gândeam în timp ce îmi pregăteam câteva gânduri din mesajul acesta că Dumnezeu o pus în context în faptele apostolilor și pe Anania și pe Safira din partea aceasta negativi, negativ, ucenici negativi ucenici care Domnul s-a supărat și a omorât în casa Domnului. Așa au îngăduit Domnul să moară. Însă la tabita Dumnezeu, parcă văd că ia firul ăsta de istorie, tabloul ăsta, și-l aduce în viața noastră, cum să ne spună, frați și surori, se poate sluji pe Dumnezeu. Noi putem sluji mult mai mult cum au slujit cei din înaintea noastră, înaintașii noștri. Cât de ușor pui mâna pe un telefon să suni pe cineva, nu te-am văzut la adunare. Că frații când nu se vedea unii pe alții, imediat se interesa unii de alții. Cât de ușor poți să trimiți un mesaj, un cuvânt de încurajare. Cât de ușor te-ai suit în mașină și te-ai dus până la fratele tău. Cât de ușor, cât de ușor, cât de ușor. O bucată de pâine, cât costă o bucată de pâine. Un fruct, o vorbă bună, cât costă. Dumnezeu o ia pe Tabita și vrea să ne spună nouă, citeam din acest psalm 139. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Dumnezeu cunoaște viața ta, cunoaște faptele tale. Dumnezeu știe ce darți o da și Dumnezeu e foarte interesant și El cenzorează fiecare lucru care tu îl faci. De aceea vă chem și vă invit, frați și surori, haideți să slujim pe Domnul. Strigă Duhul Sfânt, strigă Domnul să ne apropiem de El. Strigă Duhul Sfânt, are nevoie de slujitori, are nevoie de slujitoare, are nevoie de ucenici, are nevoie de ucenice. Dumnezeu să binecuvinteze poporul, Dumnezeu să binecuvinteze a sa lucrare, amin.